Slavă lui Dumnezeu că El poate, toate lucrurile sunt cu putință la Dumnezeu și toate lucrurile sunt cu putință și celui ce crede. Domnul să ne binecuvinteze. Citim câteva cuvinte din Exodul, capitolul 12, începând cu versetul 24, unde Scriptura spune: să păziți lucrul acesta ca pe o lege pentru voi și pentru copiii voștri în viac. Când veți intra în țara pe care vă va da Domnul după făgăduința Lui, să țineți acest obicei sfânt. Și când vă vor întreba copiii voștri ce înseamnă obiceiul acesta, să răspundeți: este jertfa de Paști în cinstea Domnului. Amin. Să reocupăm locurile. Fie binecuvântat numele Tatălui, al Fiului și a Duhului Sfânt, fiți binecuvântați cu toții care în această seară ați ales să fiți parte de această închinare și la această sărbătoare în cinstea Domnului. În lumea în care trăim sunt o mulțime de oameni care se identifică cu creștinismul, sunt peste 3 miliarde și ceva de oameni care se identifică a fi creștini. Din nefericire, un procent foarte însemnat dintre ei sunt doar creștini nominali. Și un puțin procent sunt creștini asumați, creștini devotați, creștini hotărâți să ducă mai departe vestea bună. Și cred că suntem din aceia care suntem creștini asumați și care dorim, prin tot ce facem, să reprezentăm cu cinste pe Domnul Iisus. Dumnezeu să ne binecuvinteze! Pentru cei mai mulți, însă, creștinismul se rezumă la un set de idei, de concepte și, sigur, de obiceiuri. Și dacă venim din țară, cei mai mulți știm lucrul acesta, majoritatea creștinilor au o viață creștină bazată doar pe niște obiceiuri de Paști, de Crăciuni sau diferite alte sărbători. Și mulți consideră că dacă s-au născut într-un context creștin, inevitabil și implicit sunt creștini, ceea ce este fals. Pentru că atunci când un om se naște, el se naște fără nume, se naște fără credință și se naște fără conștiința de sine. Trec niște ani până când un copil, primul rând, își dă seama că are un nume, deși se prea poate să nu-i convină numele pe care îl poartă. Am adunare un frate, un om deosebit, pe buletin îl cheamă Ion, însă nu se recunoaște cu acest nume și dacă îl strigă cineva Ion, nu răspunde, el se cheamă Liviu. Așa se simte el confortabil cu numele său. Apoi, sigur, omul descoperă la un moment dat că are nevoie de credință și că are nevoie de un reper moral pentru viața lui. În mod similar, evreii considerau că fiecare evreu, numai care năștea un copil, năștea un alt evreu. Și din punct de vedere etnic, acest lucru era adevărat. Din punct de vedere spiritual, fiecare copil de evreu trebuia să devină evreu ascultând de cuvântul lui Dumnezeu și, așa cum am citit în textul acesta, să înțeleagă ce însemna fiecare obicei sfânt, de altfel, ca și participarea la Paște. Și acest obicei era un obicei, o rânduială în cinstea Domnului, care, iată, a trecut pe lângă casele lui Israel când a lovit Egiptul și i-a scăpat, i-a eliberat și i-a dus în țara promisă. Astfel că fiecare părinte evreu avea obligația aceasta, cum citim și în cartea Deuteronom, să-și învețe copiii ca ei să devină evrei cu adevărat, nu doar evrei din punct de vedere etnic. Astăzi, vedem ce se întâmplă în Israel, în zona imediat apropiată acolo și, sigur, am citit multe mesaje să ne rugăm pentru poporul Dumnezeu. Dați-mi voie să vă spun
că ei doar scriptic, majoritatea dintre ei sunt poporul Dumnezeu. E o rămășiță infimă de oameni dintre evrei care sunt poporul Dumnezeu. Majoritatea sunt atei. Majoritatea sunt evrei așa de complezență sau de etnie. Poporul Dumnezeu însă nu este Israelul de astăzi. Poporul Dumnezeu sunt toți aceia care urmează pe Dumnezeu, care ascultă pe Domnul Iisus, că sunt evrei, că sunt neamuri și așa mai departe. S-ar putea ca unii să nu fiți de acord cu mine, dar asta e mai puțin important. Important este să știm în această seară că noi avem aici un obicei și vom vedea implicațiile acestui obicei. Și pe mai mult decât atât, trebuie să spunem copiilor noștri ce înseamnă obiceiul acesta. Încât, iată, în fiecare primă duminică a lunii ne adunăm la unul dintre servicii divine ca să prăsnuim această lucrare. Avem obiceiul acesta sfânt să avem înaintea noastră aceste daruri, rodul viței, pâinea aceasta, care reprezintă ceva cu totul deosebit pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu a rânduit diferite sărbători, care la un moment dat au devenit doar simple obiceiuri. Simple obiceiuri. Dacă pentru noi în această seară prezența în adunare este doar un obicei, nu este neapărat rău. Pentru că citim în Evanghelie despre faptul că Domnul Iisus, după obiceiul său, intra în sinagogă. Dar niciodată mă gândesc că Domnul Iisus nu venea ca de obicei. E bun obiceiul să vii la casa lui Dumnezeu. Dar dacă vii doar din obicei sau din o anumită obligație sau să te vadă frații că ești aici în mod constant, ai sau am o problemă. Însă, dincolo de acest fapt, e bine să ne facem obiceiul să fim prezenți mereu la casa lui Dumnezeu cu o preocupare sfântă de a asculta ce ne vorbește Dumnezeu. Și mai ales când suntem la masa Domnului, avem înaintea noastră această perspectivă spirituală extraordinară, pentru că însuși Domnul Iisus Hristos își dorește mai mult decât noi să stea împreună cu noi la masă. Căci în Evanghelia după Luca vom vedea că Domnul Iisus a zis: am dorit mult să mănânc paștele acestea împreună cu voi. Și nu-i prima dată, nici a doua oară, când Domnul Iisus Hristos dorește să stea împreună cu noi la masă. Pentru El e un obicei sfânt. Pentru El este o ocazie binecuvântată de a fi în mijlocul poporului său și de a lăsa peste fiecare o binecuvântare, slăvit să fie Dumnezeu. Și în textul pe care l-am citit, Scriptura ne spune aici și zice: să țineți acest obicei sfânt, să spui urmașilor tăi ce înseamnă acest obicei sfânt. El este jertfa de ispășire, de Paște, în cinstea Domnului, care ne-a făcut un favor extraordinar. Când plaga morții venea peste tot cei ce veneau peste tot ce erau în Egipt, evreii au fost protejați. Inclusiv cuvântul Paște înseamnă a trece pe lângă sau a trece dincolo de familia pe care avea semnul sângelui deasupra ușorilor ușii. Aceea, deseori oamenii se întreabă cu diferite ocazii despre obicei sau altul. Și eu însă m-am pus în situația să întreb: dar ce înseamnă obiceiul acesta? De ce faceți un lucru sau altul în felul acesta? Știți care e răspunsul? Așa se face. Sau așa e bine, așa au făcut și părinții noștri. Dar de ce? Care este semnificația unui lucru sau altuia atunci când ne raportăm la Dumnezeu? Noi, ca oameni credincioși, avem porunca aceasta din partea lui Dumnezeu să participăm în mod constant la masa Domnului. Și cina Domnului a fost instituită de Domnul Iisus Hristos ca să fie o aducere a minte a ceea ce a făcut El pentru noi, o reîmprospătare în mintea noastră a tuturor evenimentelor petrecute
în dreptul Domnului Iisus Hristos prin care El a trecut ca să ne aducă mântuirea. Cina Domnului este o sărbătoare în cinstea Domnului. El care s-a coborât din cer până în locurile cele mai de jos ca să ne ridice, să ne mântuiască, trebuie slăvit, trebuie cinstit și binecuvântat și onorat pentru lucrarea aceasta. El care s-a lăsat să fie pus pe cruce, El care și-a dat viața pentru noi, a murit de-a binele, a fost îngropat, dar a înviat a treia zi, a fost înălțat la cer și stă înaintea lui Dumnezeu, la dreapta lui, ca să mijlocească pentru noi. Lucrul acesta ne aduce, pe de o parte, responsabilitatea de a-L sluji și în același timp de a-i mulțumi. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Ce înseamnă obiceiul acesta? Este împrospătarea memoriei noastre cu privire la istoria mântuirii noastre. Apostolul Pavel zice la un moment dat în Efeseni, capitolul 2, aduceți-vă aminte că odată erați morți în greșelile și păcatele voastre. Aduceți-vă aminte de vremea în care erați fără Hristos, fără Dumnezeu în lume și fără îndejde. Când erați îndepărtați și v-ați îndepărtat prin tăierea voastră, dar Dumnezeu, care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile și păcatele noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos, prin har suntem mântuiți, binecuvântat să fie Dumnezeu. Așa că când privim în urmă, vedem promisiunile lui Dumnezeu cu privire la un mântuitor care s-a împlinit în Domnul Iisus Hristos. Vedem cum Dumnezeu a coborât din cer, s-a întrupat, a luat un chip de rob, s-a făcut asemenea oamenilor, a locuit în minte noi plin de har și de adevăr, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care e mai presus de orice nume, ca numele Lui să ne plecăm și noi genunchiul și orice genunchi să se plece și orice limbă să mărturisească spre slavă lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Îmi place să vă spun de fiecare dată și să sfătuiesc pe cei mai tineri care încep să predice și pe bătrâni câteodată, să nu folosească așa numele lui Iisus la pertu. Iisus este Domnul. Iisus este Domnul domnilor și împăratul împăraților. Vorbiți despre El cu respect, cu considerație. Nu e greu să spui Domnul Iisus, pentru că El este Domn. Și nu L-am făcut noi. I-a dat titlul acesta Dumnezeu Tatăl nostru. Când începuse în slujirea la Ploiești, era o soră, sora Elena, venea de vreme la adunare, era înaintată în vârstă, prea în jur de 70 de ani, vremea aceea. Era printre primii la adunare, stătea acolo pe mică terasă. Și când veneam, eu tânăr plin de elan, pace, pace! Dădeam mâna și cu ea, ce pace a cui? Zic, a Domnului. Care Domn? Zic, Iisus. Pacea Domnului Iisus, frate George. Mi-a zis de câteva ori, am învățat, așa încât tot timpul să lupt pe frate pacea Domnului Iisus și s-a învățat și ei să spună tot pacea Domnului Iisus. I-am învățat și pe ceilalți creștini de la bisericile baptiste, evangheliste, când se întâlnesc cu mine, mulți dintre ei se salută cu pace, cu bună salut, mă salută pe mine cel puțin cu pacea Domnului Iisus. Pentru că Domnul Iisus e singurul care dă pace. Și a și zis-o, vă dau pacea mea, vă las pacea mea și nu o dau cum o dă lume, pacea Lui să stăpânească în inimile noastre și să fim recunoscători totdeauna. Împrospătarea memoriei este foarte importantă pentru că noi uităm cu ușurință. De aceea avem nevoie să ne aducem aminte de promisiunile lui Dumnezeu, să ne aducem aminte de lucrarea Domnului Iisus Hristos, de Evanghelia predicată de El, de modul cum El vindeca bolnavii, de modul cum El a eliberat pe cei apăsați de diavol și de felul cum El ierta pe oameni. Că vin momente grele în viețile noastre, de mare încercare, așa cum este cazul fratele nostru. Și trebuie să ne bazăm credința noastră în rugăciune pe cuvântul lui Dumnezeu. Să știm că Domnul Iisus,
care a vindecat altădată, care a liberat altădată, care a iertat altădată, o poate face și astăzi, pentru că El este același ieri, astăzi și în veci. Slăvit să fie numele Domnului. În altă ordine de idei, ce înseamnă obiceiul acesta? Înseamnă o renoire a legământului nostru cu Dumnezeu. Acest lucru se întâmpla și în Vechiul Testament și acest lucru se întâmple și în Noul Testament, în Biserica lui Dumnezeu. Vedeți, Dumnezeu a făcut un legământ cu poporul Israel, dar tot la fel, prin Iisus Hristos a făcut un legământ cu fiecare dintre noi. Și când Mântuitorul a instituit cina Domnului, a spus printre altele, acesta este sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Și, vedeți, legământul acesta nou, făcut în sângele Domnului Iisus, este un legământ mai bun, dar pe care deseori, noi ca și credincioși, îl călcăm prin ascultarea noastră, prin micile noastre răutăți, nu mai zic de greșeli sau păcate. Cum să le renoim? Și când? Într-o seară ca aceasta, cu pocăință, cu rugăciune sinceră, venim înaintea lui Dumnezeu. Și cuvântul Domnului spune fiecare să se cerceteze pe sine însuși, fiecare să-și facă o analiză personală, serioasă a vieții sale și așa să stea la masa Domnului. Citim de asemenea Scriptura, Apostolul Ioan spune copilașilor, v-am spus aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit și efectiv a încălcat legământul lui cu Dumnezeu prin Iisus Hristos, putem să rezolvăm problema. Mărturisiți-vă păcatele. Cereți lui Dumnezeu îndurare. Pentru că Apostolul zice, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească, să ne curățe de orice fără de lege. Și sângele Iisus Hristos ne spală, ne curăță de orice păcat. Slăvit să fie Dumnezeu. Seara aceasta este un moment de renoire a legământului nostru înaintea lui Dumnezeu. Ce înseamnă obiceiul acesta? Înseamnă să proclamăm moartea Domnului Iisus. Apostolul Pavel spunea în 1 Corinteni 11:26 că de fiecare dată când avem ocazia să stăm la masa Domnului, noi vestim moartea Domnului. Până când? Până va veni El. De ce este așa de important să vorbim despre moartea Lui? Când a trebuit să vorbim doar despre învierea Lui. Este așa de important pentru că moartea Domnului Iisus este absolut necesară, esențială în ce privește economia mântuirii noastre. Pentru că dacă Domnul Iisus Hristos n-ar fi murit pe cruce, problema păcatelor noastre n-ar fi fost rezolvată. Scriptura spune foarte clar, plata păcatului este moartea. Și sufletul care a păcătuit, ce trebuia să facă, să se întâmple cu el, să moară. Să Mântuitorul Iisus Hristos, care n-a făcut niciun păcat, în gura lui nu s-a găsit vicleșug, a venit să ia păcatele noastre și ale lumii întregi și le-a asumat ca și cum le-ar fi făcut el însuși. Apostolul Pavel spunea, el a fost făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. Romani, în capitolul 4, spune, El a fost dat morți din pricina păcatelor noastre, dar a înviat din morți pentru că am fost socotiți, neprihăniți, binecuvântați să fie Dumnezeu. La cina Domnului, obiceiul acesta e de natură să ne ajute să vestim moartea Domnului până va veni El. Pentru ca să ne aducă aminte și să ne încredințeze de faptul că păcatele noastre sunt iertate pe deplin, lăudați să fie Dumnezeu, și că avem acces liber să beneficiem de toate beneficiile Harului lui Dumnezeu
Domnul Iisus să ne binecuvinteze. În Matei 20:28 citim Scriptura, El însuși a zis, Fiul omului a venit să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru mulți și pentru noi. Fiul lui Dumnezeu a venit să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru noi. Și Pavel spunea în 1 Corinteni 15, El a murit, a fost îngropat și a înviat a treia zi, conform Scripturilor, binecuvântat să fie Dumnezeu. Ce înseamnă obiceiul acesta? Înseamnă expresia vizibilă a părtășiei noastre cu Iisus Hristos și unii cu alții. Aș spune și Apostolul Ioan în prima epistolă, capitolul 1. Părtășia noastră este cu Dumnezeu și cu Iisus Hristos, Fiul Său. Și mai jos, următoarele versete spun, dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este lumină, avem și părtășie unii cu alții, pentru că sângele lui Iisus Hristos ne curăță de orice păcat. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Cina Domnului este despre unitatea noastră frățească. Cina Domnului este de apartenența noastră la trupul lui Iisus Hristos. Suntem biserica lui Dumnezeu, suntem ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu, casa lui Dumnezeu, peste care stăpânește Domnul nostru, Iisus Hristos. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Iată, prin El, prin jertfirea Lui, prin sângele Său vărsat, suntem iertați. Avem dreptul să ne numim copii al lui Dumnezeu. Avem un viitor, avem o nădejde. Avem o moștenire neîntinată și nestricăcioasă, păstrată în ceruri pentru noi. Avem speranța revenirii împreună cu toți cei dragi noștri în prezența Domnului nostru Iisus Hristos. Și de asemenea avem garanția protecției lui Dumnezeu. Până când? Până la sfârșitul vieții. Îngerii lui sunt trimiși permanent să fie la loc de strajă împrejurul vieții noastre când să ne scape din perorite primejdii. Și mai mult decât atât, avem harul ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne călăuzească în tot adevărul. În această seară, frați și surori, dragi prieteni ascultători, avem obiceiul acesta, cinei Domnului, care are scopul de a ne împrospăta amintirea noastră despre ceea ce a făcut Domnul Iisus pentru noi. Are scopul de a ne ajuta să ne reînnoim legământul nostru cu Dumnezeu prin pocăință, sperindu-ne inima, mărturisindu-ne păcatele și crezând că sângele sfânt al Domnului Iisus ne curăță de orice păcat. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Proclamăm moartea Domnului, dar în același timp proclamăm împreună că suntem Biserica lui Dumnezeu, stâlpul și temile adevărului, pe care El ne iubește. El și iubește biserica sa și ne iubește pe fiecare dintre noi în parte. Așa că să îndrăsnim, să ne apropiem cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm har și să fim ajutați la vremele de voie. Cina Domnului nu este să ne despartă unii de alții, ci să ne apropie pe toți de Dumnezeu, prin credința în Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu să ne binecuvinteze și harul Lui să fie din belșug revărsat peste fiecare dintre noi. Dumnezeu să fie slăvit în veci. Amin.